Bună, bine v-am găsit la un episod din Roblox, suntem aici cu Max. Salut! Și cu Remus. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou minigame foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de ceva foarte interesant, pentru că vom răspunde la niște întrebări. Sigur, niște întrebări. Da! Păi eu zic în felul următor, fiți atenți. Înainte să începem cu episodul propriu zis, hai să strângem la episodul de azi peste 15.000 de like-uri, bine? Da! Sunteți de acord? Da, capitane! Hai să vedem, deci fiți atenți, când se aude sirena, băia, când se aude sirena, să apăsăm cu toții pe butonașul de like. Sunteți pregătiți? Da. Ia fiți atenți, sirena, de data asta o să audă diferit, vreți să vedeți? Da, capitale, ia să fiți pe fază și dăm like când se aude, ia. E cam răgușită. Aceasta a fost sirena de astăzi. Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și suntem pregătiți să mergem la întrebări. Hai să intrăm la întrebări, oameni buni. Am intrat în acest minigame ca să fac intro, pentru că practic te bagă în pâine. Da, te bagă direct în întrebări și n-ai timp nici măcar să respiri. Da, deci exact. Cam așa o să fie, dar hai să vedem ce, cine o să răspundă onest. Ok, da. Să vedem. Deci trebuie să răspundem onest, trebuie să dăm join pe pisica. Îl avem pe capitan. Așa. Ia să vedem, eu deja am dat join. Și pe Remus, perfect, gata. Iată întrebarea, ia să vedem. Cine o să facă $1,000,000? Foa, gata. Cine credeți voi că ar putea să facă $1,000,000? Gata, am votat. Bă, eu am să votez de pe acum, ok. Hai să vedem ce votează fiecare, da? Păi eu sunt pe scăunel. Și eu. Și eu. Wow. Bă, ce vorbești? Uite milionarul. Da. Milionar în dolari este Remus, păi sau da. O să fie în curând probabil. Cine credeți voi că ar putea deveni președinte? Da, gata, știu deja. Bă, nu știu ce să zic, sincer să gata, fiu. Am votat. Gata, și eu. Bă, și eu am votat, nu știu dacă o să fie corect vot, dar corect. Fiecare cu părul lui până la urmă. Da, hai să vedem ce a votat fiecare. Eu? Am zis Max. Fiecare a votat pe altcineva, eu am zis că Remus. Și Remus a zis pisica. Da. Și oameni buni, dacă o să vă placă, o să mai facem și o să-l aducem și pe Mihai. Da. Cine s-ar simți mai rău după ce au făcut ceva rău, cred, nu? Sau ceva de genul ăsta. După ce a făcut ceva, da. Da, după ce a făcut ceva. Cine s-ar simți rău? Gata. Bă! Hai, capitane, că nu mai... Am să zic așa. Eu, exact! Bă, frate! Hai că, ia stai, că vreau să-mi colorez ăsta. Poți să-mi colorez altă culoare? Că mi-am făcut albastru. Și eu... Rozie. Cine ar lua controlul într-o situație mai serioasă? Bă, gata, cine ar lua controlul? Gata, știu! Da, și eu. Am să votez și eu. Bine, nu trebuie să ziceți cine. Nu, eu că e roz. Da, mi-am pus și eu plăcuțe roz. Ia să vedem. Cine ar prelua controlul într-o situație mai serioasă? Cine oare? Max! Da! Bineînțeles că da! Bă, da, îmi place joculețul ăsta. E foarte interesant. Tare. Adică dacă aveți mai mulți prieteni, puteți să vă jucați. Și poți să pui și tu întrebări. Da. Cine ar fi fericit mai mult... mereu. Adică nu, cine ar fi fericit mereu? Fericit mereu? Nimeni nu e chiar fericit mereu, dar... Nu știu. Aici, nu prea știu. Gata, am votat. Nu știu. Fericit mereu. Bă, am votat și eu, hai să vedem dacă... Remus, da, el de ce mai vota pe mine? Nu știu. Așa am zis eu, acum n-am fiecare. Așa simți capitanul. Dar până la urmă nu știu dacă are importanță care este cel mai votat. Nu. No. Cine poate să se scoată dintr-o situație nasoală, gen a intrat în belele și se scoate? Gata, am votat. Am votat. Care dintre noi s-ar scoate mai bine din belele? Eu am votat. Ia, Remus! De ce eu? Nu știu! Bă, nu știu, eu așa zic, eu așa zic. Deci așa zic, Remus, că Remus cel mai bine din belele. Da, exact. Da. Adică, nu știu, are vorbele la el. Cine credeți voi că ar conduce lumea? Ar conduce tot globul? Cine ar conduce tot globul? Cine ar conduce tot globul?
gata. Bă, am votat și eu, de aici am votat așa fără, fără să hai că am votat, hai să vedem. Capitanul? M-am gândit eu. Bă, președintele. Înțelegi, adică n-am zis serios, dar bă, că tatăl meu m-a votat pe mine. Ok, ok, am înțeles. Bun, hai să vedem următoarea întrebare. Da. Cine ar ascunde faptul că are superputeri? De exemplu, zicem că ești Spider-Man și ascunzi, nu zici la nimeni, nici măcar la prieteni. Știu cine. Care gata, dintre știu, noi ar știu, ascunde care are superputeri? Știu cine. Gata, știu deja. De ce zici știu cine e? Că nu dar eu știu cine. Cine, eu știu. Cine ar ascunde? Eu știu cine. Era să mă dau de gol pe cine am votat. Exact. Exact. Tiester. Capitanul. Bă! Acum m-am gândit și eu logic, dar nu chiar că aș ascunde, adică dar eu... n-aș spune așa la toată lumea dacă am superputeri, știi? Adică, da, eu aș spune la toată lumea. Cine credeți voi că ar avea cea mai mare șansă să devină super faimos? Mai mult decât atât? Cine? Gata. A, știu cine. Gata. Ia să vedem. Gata. Ia să vedem. Cine ar deveni super faimos? Cine ar deveni faimos? Wow! Remus! Wow! Asta-i Remus! Cel mai votat! Dar nu știu, primești ceva dacă ești cel mai votat? Îți dă ceva plus nu sau? Nu cred, nu. Nu cred. Cine credeți voi care ajunge la închisoare? La un moment dat. Nu știu. Nu știu, nimeni. Cine ar ajunge la închisoare? Nu, nimeni. Nu votez. Ai eu am votat, nu votez. A votat capitanul, gata, ia să vedem. Gata, știu pe cine și votez da. Și eu, gata. Eram sigur. Bă, mai bine nu ziceam că am votat. S-a prins sărul. Aoleu. Da. Bun. Cine vorbește cel mai puțin din grup? Nu știu ce să zic. Eu din vorbesc cel mai mult clar. Cine vorbește cel mai puțin? Cel mai puțin. Am votat cine cred eu că vorbește cel mai puțin din grup. Eu după a, nu, din, da, din părerea mea. Nu, toată lumea vorbește. Eu în special mai mult. E drept. Da. Eu așa am zis. Hai că vorbește cel mai puțin dacă e. Băi, așa am zis. Nu, nici nu, mi se pare că vorbește și el mult. Eu vorbesc destul de mult. Deci nu știu cum a votat pisica că eu vorbesc cel mai puțin. Da, da. Da, dar m-am gândit eu. Cine credeți că ar putea să fie actor de filme? Cine ar putea să joace în filme? Stați așa. Ba, am votat și știu cine e. Pare rău. Știu cine e. Da. Care s-a votat pe el. Bravo. Eu de mică mi-am dorit să fiu actriță. Da, e interesantă ideea. Bun, hai să vedem următoarea. Cine ar fi un șef rău? Oh, gata. Cine nu chiar oribil, dar rău, rău știu cine. Da. Cine? Rău, așa okay, știu hai deja. Hai să vedem ce s-a votat. Hai să vedem cine ar fi un șef rău. Yeah. Tu, sar, ce zici? Ce să zic? E bine că știe, da. Bă, frate, dar se potrivesc întrebările astea așa dacă... Cine este mai perfecționist așa? Da. Adică îi plac lucrurile să fie perfecte la punct și virgulă. Da. Dacă cumva, nu știu, șervețelul de pe masă nu e cum trebuie, trebuie ajustat. Gata. Corect. Care e cea mai perfecționistă persoană din grupul nostru? Da, hai să vedem. Oare cine? Hai să vedem. Wow! S-a votat și el. Păi, dar ce să fac? Da, acum e adevărat, n-am cum să mint. Știi, da. Bă, mie îmi plac lucrurile să fie ca la carte, da? Da. Așa îmi place mie. Cine? Cu e frică cel mai mult de pe engine? Gata, știu. Și eu știu. Oare? Și eu știu cine. Da. Eu știu deja... Nici măcar nu mai trebuia să mă gândesc foarte mult. Oare cine? Oare cine o fi? Oare? Bineînțeles. De-aia n-ar spune da? Sărul omul pe Ianjen dacă ar fi. Da, exact, că după aia e frică de mine. Bă, aș vrea să fiu omul pe Ianjen. Ar fi ceva. Wow! Cine și-ar lua un BMW? Aș fi pus și modelul, dar nu mă lasă. Cine și-ar lua un BMW?
Bă! Să zic, da. Mi-aș cam lua așa un BMW și eu, da? Da, da. Nu știu să zic dacă... I-am zis Remus! I-am zis Remus! Îmi pare rău. Bă, eu cred că și Remus și eu și dacă ne-am luat amândoi un BMW... Bine, nu amândoi același BMW. Mașini diferite. Cine, jumate bani. Cine ar muri primul într-o apocalipsă de zombie? Da, gata, știu. Știu. Cine ar muri primul? Gata. Păi chiar nu știu cine ar muri primul, adică... Am răspuns, ok, nu știu sigur dacă e corect sau nu, dar să vedem. Gata, am răspuns. Să vedem. Ce Dumnezeu e asta? Deci pisica a zis că pisica... Muri toți. Deci fiecare a zis altcineva, ok? Da, eu am zis că eu, mă, mi-e frică. Da. What? Cine s-ar întoarce la școală? Așa e întrebarea? Așa ai vrut să o pui? Da. S-ar întoarce la... Păi oricum te întorci la școală dacă ai școală. Da, dar zic voi doi, spre exemplu. Da, bine. Dacă ai vrea să faci școala din nou, vrea să... Da, exact. Eu sincer nu aș vrea. Eu am votat deja. Bă! Păi eu ce să vă zic? Eu zic că Remusuț ar vrea așa niște școală dacă e. Da. Îi place foarte mult școala. Cine ar fi as la matematică și ar lua nota 10 la test? Da, da, știu. La matematică? Da. Da, eu nu știu. Bă, nu ești, dar nu... Sincer, da, nu știu dacă... Hai să vedem. Hai să vedem dacă e așa. Ce? I-a zis Remus. Hai că eu dacă e. A zis Remus, dar bă, eu nu sunt bun la matematică, absolut deloc, deci nu știu de ce ai, de ce te gândi că eu aș fi. No. Deci eu nu sunt bun la matematică deloc. Cine credeți voi care a dormit în clasă, la ore? Aoleu. Eu mă gândesc dacă mi-ai fi adus și o pernă. Mă gândesc la cineva care cred că ar putea să adormă la ore. Așa îmi imaginez eu, acum nu știu dacă... Da, gata, cred că știu și eu cine. Da, știi? Da, hai să vedem. Da. Toată lumea. Mă gândeam că pe mine mă pune, dar nu știu de ce. Te gândeai așa, dar puteam să o pun și pe pisica, n-aveai de unde să știi. Pisica a zis că ea doarme. Da, dar eu am și dormit. Aulu! Cine credeți că s-ar uita la un film de ăla de groază, singur, noaptea? Bă! Sincer să fiu, nu... Nu m-aș uita. Eu nu m-aș uita. Eu rând asta n-am să votez, pentru că nu știu cine s-ar uita. Adică... Bă, dar eu nu m-aș uita! De ce eu nu m-aș uita! Nici eu nu m-aș uita! Păi, capitan, l-aș vedea în stare așa, știi? Mai vedea în stare să mă uite la filme de alea de groază singur? Mai așa. Ce ai vrut să scrie acolo? Am zis bucătar! Cine e mai bun bucătar? Ok, n-are importanță ce scrie pe TV oricum. Deci cine e cel mai bun bucătar? Bucătar... Vă rog! Bă, am votat! Am votat, hai să vedem! Yeah. Hai să vedem! Laser. Zici că eu sunt? Ia. Yeah. Nu, bineînțeles! N-aș fi zis că tu... Mă bucuram și am zis, bă, măcar a avut încredere în mine, zice că eu să... Da. Ce să mai zic? Cine credeți că ar uita numele persoanelor? Adică gen, te-ai întâlnit cu cineva, ai zis, salut, eu sunt Cutărică și mâine tu ai uitat cum îl cheamă pe ăla, sau peste o săptămână ai uitat cum îl cheamă. Gata. Nu numele prietenilor, că logic nu le uiți, dar numele unor persoane random cu care te-ai întâlnit odată. Da. Chiar nu știu, deci lasă chiar nu știu. Pisica? Da. Ar uita pisica? Nu, da, da. Nu știu ce să zic. Da, eu aș... Zici tu pisica că ai uitat? Da, am pățit. Ai pățit? Da, și nu... Nu știu, spuneam numele, ziceam, auzi. Și de-astea. Cine credeți că ar fi cel mai nasol detectiv? Adică care nu s-ar pricepe deloc. Să facă pe detectivul. Cel mai nasol detectiv? Da, aici nu știu. Poate. Am votat. Nu știu ce am votat. Nu sunt sigură. Eu am votat pe cine cred eu că n-ar fi bun ca detectiv. Cred că deja știu pe cine a votat. Nu mă așteptam capitanul... Ok, l-am ales pe Remus, dar și capitanul e bun, că... Nu știu. Da, nu știu ce să zic, nu m-am gândit niciodată.
Cine credeți că și-ar irosi banii pe lucruri... Toți banii. Oh, toți banii, pe lucruri nasoale, care nu au nicio importanță. Toți. Nu. Nu cred că nimeni dintre noi, că cine și-ar irosi banii aiurea? Zic și eu. Da, nu știu. Nu cred că și-ar irosi cineva banii aiurea. Pentru că banii sunt bani, n-ar trebui să-i irosești. Da, în niciun caz. Cum era să te votezi pe tine? Da, să mă... Da. Ia să vedem următoarea întrebare. Cine credeți că ar plânge când vine vorba despre un film? Când s-ar uita la un film? Eu știu deja cine ar plânge. Și eu. Oh. Ia să vedem. Să vedem ce o să iasă. Pisică, cine zici? Cine oare? Remus, bineînțeles că da, Remus. Păi de ce eu? Păi nu, eu! Bă, nu eu! Capitan. Ce crede Remus despre mine? Că na, plâng capitanul la filme. Nu plânge. Capitanul nu plânge la filme, la nimic, dar eu? Eu? Vai de viața mea. Gata, cine credeți că ar fi sufletul petrecerii? Adică îi place să petreacă, să nu știu ce, eu știu cine deja, dar... Da, și eu știu cine. N-are importanță. O să aflați cu toții cine este sufletul petrecerii. Bine, să vedem dacă se... Dacă se verifică cu, tot, cu toată lumea care a votat. Da! Am pus pe Remus. Eu așa zic. Pisica? Da. Eu am pus pe Remus pentru că Remus o duce la party-uri, la de-astea, la nebunii și asta da. Am zis că e sufletul petrecerii. Cine ar uita ce i-a zis cuiva? Deci îi zici cuiva, am bă, găsi că ne vedem mâine la ora nu știu care și am uitat. Nu mai fac chestia aia. Nu chiar așa, dar am pățit. Cine ar uita? Și nu neapărat să faci o invitație, gen, spui ceva și uiți că ai spus chestia respectivă. Hai să zicem așa. E bine. Băi, ok, se întâmplă oricui să uite, ok? Da. Este omenesc să uiți, ok? Deci, cine este cel mai amuzant? Cel mai amuzant. Gata. Știu. Dacă pe mine nu mă lasă să votez, a? Păi nu te lasă încă, acum te lasă. Am crezut că a zis gata, știu, am crezut că a votat. Am votat. Cine e cel mai amuzant din grup? Ia, chiar sunt curios. Hai să vedem. Mulțumesc! Da! Bineînțeles că da. Da, uite, vezi, unele se aliniază și le votăm toți. Da. Cine credeți că ar spune adevărul cel mai mult? Adică, cine e cel mai onest? Gata, știu. Cel mai onest. Hai să vedem, cine e cel mai onest? Eu am votat deja. Nici măcar nu trebuie... Nici măcar nu trebuie să mă gândesc. Da. Păi normal. Ia să vedem. Ia să vedem. Mi se pare normal. Corect. Deci fiecare s-a votat pe el. Am înțeles. Da? Bun, băi, am uitat să-mi schimb tricou. Da, din nou. Leave a text on read. On read? Adică pe scene, nu? Sau la ce se referă? Da, eu așa mă gândesc. Cine ar da scene? Cine ar da mesaj cu scene și nu s-ar mai uita după aia? Îmi pare rău. Bă, nimeni din opinia mea, adică... Nu cred că ar da... Da, chiar nu cred, adică... Eu n-am cum să-ți dau simție, că sunt în aceeași casă. Da, dar i-ai dat sim lui Remus, de exemplu? Da! Remus un clip. Eu dacă văd un mesaj și răspund. Cine are grijă de prietenii lui cel mai mult? Gata, am votat. Ia să vedem. Nu știu, am votat cum am crezut, acum... Ce să zic? El are grijă, mă, el! Dar cum adică pisica? Păi așa consider, săr! Deci cine ar băga tot grupul în belele? Tot grupul în belele? Cred că e... Poate, chiar nu sunt sigură. Da, nici eu nu știu ce să răspund adică asta. Unele întrebări nu prea se potrivesc la noi, că... Da. Am zis că eu. Tu bagi grupul în belele? Am zis că eu, așa, poate mai greșesc. Ar fi... Deci nu știu, dacă ar veni și Mihai, ar fi și mai distractiv, pentru că...
ar fi mai multe răspunsuri. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa! Pa!